Bine v-am regăsit la horoscopul zilei de 4 iulie, luni, început de săptămână. Evident, început de săptămână înseamnă un horoscop săptămânal nou. Vă invit să-l vedeți și pe acesta. Început de lună există horoscopul lunii iulie pentru toate zodiile pe rol. Ba, a apărut sau urmează să apară, depinde când vedeți acest video. Dacă îl vedeți duminică seara, urmează să apară până la sfârșitul zilei de duminică. Dacă nu, o să apară luni. Oracol scop de lună nouă, din nou o analiză cu ajutorul cărților de tarot și cărților oracol, care au format trei povești de viață foarte interesante, mi s-au părut foarte interesante, de aceea vă invit să le urmăriți și voi să vedeți cu care rezonați. Așa cum v-am obișnuit în fiecare lună, în jur de lună nouă, care da, a fost zile trecute, dar am intrat în energia lunii noi în rac pentru a spune trei povești, printre care una poate fi a voastră. Căutați și toate aceste filme separate, în cazul în care n-ați făcut-o deja, deși cu siguranță mulți deja le-ați văzut și vă mulțumesc pentru asta. Astăzi, 4 iulie, Mercur este undeva la granița dintre Gemeni și Rac și pe ultima sută de metri a Gemenilor mai formează niște aspecte. Un aspect cu Marte în Berbec, sigur am vorbit despre asta și în horoscopul săptămânii, printre alte aspecte, un sextil care ne dă curajul de a ne exprima, de a ne spune punctul de vedere, ce știm, curajul de a da drumul la niște evenimente în viața noastră în care avem nevoie de un cuvânt, un da, un nu, un start, un stop, ceva trebuie spus și acum avem acest curaj. Totuși, să fiți un pic atenți, pentru că am spus acest lucru și în horoscopul săptămânii, există și o doză de iluzie, iluzionare, amăgire, autoamăgire, într-un astfel de aspect, pentru că tot acum, la granița dintre Gemeni și Rac, unde se află Mercur, se formează și un care o quadratură cu Neptun în Pești. Combinație foarte iluzorie, foarte confuză. Suntem confuzi. Putem merge pe căi, hai să zicem, lăturalnice, ca să nu zic greșite. Putem fi induși în eroare, putem fi păcăliți, atrași în mreje. Tocmai de aia trebuie să fim extrem de prudenți spre ce pornim. Tot acum se transformă și energia de un Mercur în Gemeni, unde a fost multă vreme, într-un Mercur în Rac, pentru că trece Mercur în Rac și devine alta energia mercuriană. Și Mercur se ocupă de relații, informații, educație, examene, deplasări, colocvii, seminarii, cursuri și cu un Rac acolo o să se pună mult preț pe memorie. Ce scoatem de acolo din urmă și vă invit să vedeți în horoscopul săptămânii că am vorbit la un moment dat de un eveniment în care este Mercur implicat spre sfârșit de săptămână, în care intră și Lilith din nou în joc, că și așa Lilith are multă treabă cu noi luna aceasta și despre toate am vorbit în fiecare horoscop al lunii iulie. N-am să mai spun nimic, acum am să vă invit să vedeți toate celelalte filme, în cazul în care n-ați făcut-o, deci nu mai lungesc prea mult introducerea, ca să intrăm direct în povestea zilei de luni, 4 iulie. Vă invit jos în descriere să căutați minutul și secunda de unde începe zodia care vă interesează și mergeți direct acolo să vedem pe fiecare în parte cum ne influențează această combinație mercuriană la granița dintre Gemeni și Rac. O zi bună să aveți, mai ceva ca în horoscop! Voi berbecii sunteți foarte dinamizați, în primul rând Marte de la voi din Zodie formează pe ultima sută de metri acel sextil cu Mercur din Gemeni, deci voi s-ar putea să fiți în gata de o cucerire nouă, nu neapărat o cucerire sentimentală, pentru unii poate să fie și așa ceva, dar vreți să cuceriți un teritoriu nou, un domeniu nou, un vârf nou, o redută. V-ați pus sau vă puneți acum toată ambiția în joc să obțineți ceva foarte important pentru voi. O poziție, dreptate, adevăr, poziția fruntajă într-o competiție, șefia,
multe privilegii ar putea să fie la capătul acestui concurs de împrejurări în care sunteți gata să vă aruncați. La câtă energie aveți, probabil sunteți capabili să-i dați pe toți la o parte. Numai că nu uitați că există și acea zonă ușor tulbure care pe toți ne trimite așa și pe căi lăturalnice. Aveți grijă spre ce porniți. Da, e nevoie de o investiție fantastică, de energie, de tupeu, de curaj, de tot ce aveți voi în dotare cu Jupiter la voi în ogradă. Dar e încă un, și cu Marte, încă acolo la voi în ogradă, ce să mai vorbim, sunt aspecte care vă pot trimite și pe căi, nu știu dacă greșite, cât nerentabile. Aveți grijă ce e la destinație. Merită? Merită investiția asta? Aveți realmente ceva de câștigat sau e doar o tentativă? Pentru unii poate să rămână la nivel de încercare. Adică ce faceți voi acum începe cu încerc să, nu mă arunc, câștig, reușesc, realizez și așa mai departe. Încerc. Pentru unii chiar e o încercare ce s-a mai produs odată și acum hai să mai încerc odată. Mai dați odată un examen, mai dați odată, mai bateți la ușa cuiva, mai dați un telefon, deci sentimentul ăsta de ia să mai încerc odată. Unii ați putea avea succes acum, a doua oară, pe când alții, tocmai pentru că poate nu reușiți nici de data asta, e un semnal de alarmă spre ce să vă mai investiți de acum încolo ambiție. Să vă dați seama că nu merită, să vă dați seama că nu aveți nimic de câștigat din asta, să vă dați seama că e iluzoriu, că e doar un vis de-al vostru și trebuie să vă treziți, să vă opriți din investiția asta de ambiție, energie, voință. Sunt două atitudini diferite. Cea a berbecului câștigător care mai încearcă o dată, dar probabil își pune în joc toată ambiția și reușește, dar mai există și o mică doză acolo de berbeci utopici care se aruncă din nou în a doua încercare, dar asta poate fi un semnal de alarmă să se trezească și poate chiar să și renunțe. Taurii, pentru voi energia acestei zile s-ar putea să se ducă spre plăcerile vieții, spre flirturi. E o dorință de a cuceri parcă pe cineva, sentimental mai ales, dar nu pare să iasă de aici iubirea vieții voastre, nici cea mai minunată idilă. E un flirt, e o distracție, probabil va atrage cineva foarte tare, dar nici voi sau poate nici celălalt nu priviți această șansă sentimentală ca pe ceva extrem de serios, ci ca pe o idilă de vacanță. Să vă simțiți bine, să ieșiți la o cafea. Da, poate pentru unii, o mică parte, se și înfiripă ceva acolo. Dar sunteți abia la început, așa, la primii pași, la primii fiori ai unor senzații pe care nici voi nu știți cum să vi le explicați. Vă e un pic teamă. Ce se întâmplă acolo în rac pentru voi este un element de, e un semnal de alarmă să nu vă avântați, ci să o luați încet. Privind spre trecut, ați mai trecut prin situații de genul ăsta, la început de relație, la început de atracție și de aia altă dată pe semne ceva n-a mers și acum probabil suflați și în iaurt. Încet, pași mărunți, nu vă aruncați, nu vă aventurați, că vă e teamă că dacă vă aventurați și aprindeți prea tare o flamă acolo, v-ați putea și arde la o adică. E clar că schimbarea asta de decor, ce să mai vorbim, ieșirea lui Mercur din Gemeni și intrarea lui în Rac, azi, mâine, schimbă și energia relațiilor voastre. Priviți mult spre trecut, spre experiențe anterioare, spre lecțiile trecutului sau poate chiar unii încă mai tânjiți după o veche poveste de dragoste și de aia încă nu vă aruncați în ceva nou. Că da, s-ar putea să se ivească ceva nou la orizont. Poate încă de zilele trecute s-a ivit ceva de la luna nouă, din rac, de exemplu. Dar unii sunteți ca pe gheață subțire. O iau încet, spuneți. Nu mă arunc pentru că altă dată m-am aruncat, am greșit și acum probabil suflați și în iaurt. Gemenii, gata, sunt părăsiți de Mercur, guvernatorul lor, sigur că o să vă lipsească, dar mai este încă acolo un Venus, ceea ce sună bine, Venus vă susține. Ieșirea lui Mercur din zodia voastră și intrarea lui în Rac
schimbă un pic vibrația, bineînțeles, și voi vă simțiți altfel. Încât voi s-ar putea să aveți, pentru că acolo în RAC se întâmplă multe, săptămâna asta, luna asta, ce să mai vorbim, unii sunteți, așa dintr-o dată, parcă, dau năvală peste voi regretele, amintirile, emoțiile de odinioară, lecțiile de odinioară. Stați așa într-un moment de răscruce între două timpuri. Unul duce spre trecut și altul duce spre prezent, măcar dacă nu și spre viitor. Și nu știți în care din aceste două timpuri să vă concentrați toată atenția. Ceva vă atrage foarte tare în trecut, dar nu neapărat fericit, și altceva vă cheamă spre viitor, dar e tulbure. Oricum ați luat-o, tot tulburați sunteți, tot nesiguri sunteți. În fond, Mercur, chiar acum la ieșirea de la voi din Zodie, formează aceste aspecte atât de ciudate, sextilul cu Marte și quadratura cu Neptun, care vă tulbură fantastic. Vă tulbură trecutul, vă tulbură viitorul și voi stați la mijloc și nu știți ce să faceți. Confuz, m-aș întoarce înapoi, dar mă doare, dar nu mai vreau, m-aș concentra pe ceva nou în viitor, dar nu știu spre ce, că e tulbură, că e iluzie, e încă așa o ceață la orizont și vă simțiți blocat aici și acum în prezent. Nici acolo, nici acolo, parcă nu vă găsiți liniștea, nici în trecut, nici undeva la orizont. De fapt, vă cheamă ceva foarte tare din urmă. Poate o suferință, poate o treabă nerezolvată, neînțeleasă, neclarificată, rămas așa în pom și pom în aer și voi nu puteți trece mai departe spre ceva cât timp problema aia rămâne neclarificată. S-a lăsat așa o doză de, poate de secretomanie, poate sunt niște lucruri neînțelese. Multe semne de întrebare au rămas acolo în trecut și de aia nu puteți să vă rupeți. Blocat în întrebări. Oare de ce? Ce trebuie să înțeleg? De ce n-am multe de ce-uri, multe oare? Și cât timp nu veți face cumva lumină în acest trecut, voi nu vă puteți rupe de acel trecut ca să începeți ceva nou conectat la viitor. Deci, priviți un pic peste umăr să vedeți ce trebuie curățat. Un teren trebuie curățat, eliberat, vindecat, închise niște capitole ca apoi să priviți spre ziua de mâine. Racii de astăzi îl primesc și pe Mercur în Zodie și peste câteva zile va veni acolo și Venus. Deci astăzi, de astăzi încolo aveți două planete în ograda voastră. Soarele, care a intrat zilele trecute, Lilith, nu este o planetă, dar e la voi în ogradă, și acum vine și Mercur, iar Mercur și Lilith au și o întâlnire specială săptămâna asta, tocmai de-aia vă invit să vedeți horoscopul săptămânii pentru voi, că e marcant, și al lunii, la urma urmei, că evenimentele s-ar putea să vă, acestea de la voi din Zodie, să vă influențeze toată luna. E, ce simțiți voi astăzi e un fel de dorință de a vă rupe de o belea, să zicem așa, poate de o persoană, sau poate dacă nu e o persoană, e un loc, un spațiu, un mediu în care simțiți că nu înaintați deloc. Locul ăla în care vă aflați, repet, loc poate să însemne o relație, loc poate să însemne un job, pentru unii o casă, pentru unii o țară, locul ăla parcă vă ține pe loc. Locul vă ține pe loc, da. Nu am zis întâmplător, e un blocaj. Simțiți că acolo unde vă aflați, și probabil nu de azi de ieri, nu mai este nicio evoluție, nimic bun nu se mai întâmplă și aveți această revelație. Mercur ăsta care intră la voi în Zodie vă dă această idee. Mai oare nu cumva locul ăsta mie nu-mi poartă noroc? Oare nu cumva pentru că sunt aici, în mediul ăsta, cu oamenii ăștia, ceva din mediul ăsta pe mine mă întoarce pe dos? De-aia nu merg înainte, de-aia nu evoluez, pentru că locul e problema. Bun, nu puteți pleca dintr-un loc așa peste noapte, dar măcar vi s-a inoculat ideea. Începe să căutați portițe de ieșire, vă căutați pe unde să evadați la urma urmei. Repet, dintr-o relație dificilă, dintr-o prietenie toxică, dintr-un job în care nu vă mai simțiți bine, dintr-o casă, se poate și dintr-o casă, însuși spațiu să fie obositor pentru voi. Încât, de acum înainte, probabil,
cam toată luna, o să începeți procesul ăsta de detașare de acel loc. Loc, spațiu, persoană, trecut. E un istoric acolo ce vă leagă. Un atașament, fără doar și poate. V-ați obișnuit, da, de ce să plec de aici, da, un cotro să o iau. Da, las că merge și așa. E, nu, se pare că nu mai merge și va trebui încetul cu încetul și probabil Mercur asta o să facă de acum înainte, să vă pună întrebări și probabil și cu întâlnirile cu Lilith acolo la voi în zodie, din întrebările astea se vor naște și decizii de a ieși de acolo, de a pleca unde vedeți cu ochii. Parcă vă uitați dintr-o dată așa, vă treziți în dimineața asta și vă uitați în jurul vostru și ziceți, eu nu mă mai regăsesc în spațiul ăsta, în locul ăsta, în jobul ăsta, în casa asta, în țara asta, în nimic nu mă mai face fericit. Și probabil veți începe marea detașare de acel spațiu. Pentru lei, voi aveți o stare de bine din multe puncte de vedere. Ceva merge. Ok. Vă ies niște treburi. Dar aveți în preajma voastră niște persoane care s-ar putea să vă cam submineze bucuria asta. Poate sunt invidioși, poate sunt geloși pe voi, poate se uită în ograda voastră și vai ce bun ar fi lucrul ăla pe care l-aveți voi. Voi aveți o stare de plenitudine pe un anumit plan al vieții. Vă merge de minune. Unii au bani, alții au job bun, alții au soț bun, alții au copii buni, aveți ceva bun care, de care sunteți mândri. E, dar alții, taman lucrul ăla nu-l au. Și normal că gândul rău se mai aruncă așa de peste... De peste gardul vecin. Și simțiți așa o stare de disconfort, încât s-ar putea, poate nu doar azi, ci și pe parcursul lunii, s-ar putea să simțiți așa niște energii negative care încep să șubrezească taman zona aia foarte bună a vieții voastre. Așa, hodorong tronc, fără niciun preaviz. Ce bine mergeau unele lucruri și dintr-o dată, hop, pauză. În potmolire, o îngenunchiere. Este energie negativă de la alții, trimisă din drăgălășenie pentru binele vostru. Aveți și niște inamici acolo în preajmă. Că asta înseamnă racul pentru voi, un sector și al ascunzișurilor, ce nu se vede, bârfelor, dușmanilor, ce să mai vorbim. Sunt niște inamici acolo care abia așteaptă să vă dea jos de pe piedestal sau... Să vadă că suferiți și voi un pic. Că ei suferă, da, ori fi având ei problemele lor. Dar voi de ce zâmbiți? Dar voi de ce vă simțiți bine? Sau sunteți în concediu și, uai, ce bine vă simțiți cu un cocktail pe șezlong și vă sună colegii la serviciu și vă freacă la cap cu toate întrebările de la serviciu. Un pic așa să vă strice vouă bucurie. Asta este sentimentul. Că cineva, nu neapărat cu răutate, aruncă săgeți otrăvite în curtea voastră, dar în curtea voastră totul e frumos. Și normal, câte o săgeată de asta venită și probabil repetate, așa, poate nu e prima dată când se întâmplă, vă mai diminuează un pic din starea de bine care vă încărca. Fecioarele, voi s-ar putea să vreți niște, să faceți niște călătorii în perioada imediat următoare. Și pregătiți-vă și de surprize, s-ar putea să, pe parcursul lunii, nu neapărat acum, dar voi vreți să pregătiți totul în cele mai mici detalii. Vreți să fiți super organizat, cum vă e zodia de altfel, s-ar putea să rezervați la minut, la secundă, tot ce urmează să faceți, bugetul, ziua plecării, ziua venirii, rezervările, biletele, totul vreți să iasă perfect. Și s-ar putea să iasă perfect datorită prudenței voastre. Sunteți firi foarte precaute, nu vă aruncați așa în necunoscut. Și cu siguranță Mercur intrat acolo în rac, asta va face, vă va pregăti terenul pentru ceea ce urmează să faceți cu mult detaliu, cu multă grijă. S-ar putea să vină și niște vești foarte interesante de departe, dar și veștile alea trebuie să fiți un pic prudenți, să nu fie
să nu vă induc în eroare. Am spus că este o perioadă cu vești posibil, false posibil, iluzorii, încât, da, minunată atenția asta voastră pentru detaliu, să plecați la minut, la secundă și așa mai departe, când o fi să plecați. Dar să nu apară niște situații neprevăzute pe parcurs, cândva, poate chiar pe parcursul acestei luni, nu neapărat săptămână, pentru că ați putea fi induși în eroare. Ceva gen rezervările pe care le faceți pentru plecare. Vă uitați pe un site, wow, ce frumos e, ce hotel, ce piscină, ce minunăție. Și când ajungeți acolo, fâs, nimic din toate astea nu e adevărat. Să căutați nod în papură, așa cum vă e zodia de altfel, foarte atent la ce nu se vede. Există o doză de ascunziș, de secrete nevăzute și care o să iasă la iveală, da, să nu iasă atunci când ajungeți la destinație. Verificați-vă biletele, verificați-vă ziua plecării cu toată atenția aia pe care voi o arătați acestor detalii. Sunt pe undeva, se poate ascunde o cifră, o dată, o virgulă și care doar o fecioară ca voi o poate descoperi, pentru că voi căutați în detaliu. Voi nu vă lăsați furați de ansamblu. Ansamblu pare foarte, foarte convingător. Vă place ceea ce se vede la orizont, dar cu mirosul vostru foarte fin și cu o intuiție foarte puternică în perioada asta, s-ar putea voi să descoperiți fisura la timp înainte de a pleca. Balanțele. Voi nu vă simțiți prea bine în apele voastre. Ați avea multe de făcut, e lista plină de sarcini pentru voi. Dar s-ar putea să nu prea aveți cu cine colabora, s-ar putea să vă simțiți așa cam al nimănui, abandonat, ori duceți tot greu voi. Trebuia să participe și alții la diverse activități și când vă uitați în jur, aceștia nu sunt din diverse motive, caută scuze sau poate realmente nu pot să vă susțină. Sau aveți acel sentiment de tras la căruță de unul singur? Parcă voi duceți tot greu, parcă toate problemele sunt pe umerii voștri. Și nici randament nu dați prea tare, nici prea multe satisfacții nu aveți. Sigur, la voi Mercur intră într-un sector foarte important, dar zona aia unde intră nu e doar zona carierei, este și zona responsabilităților, încât s-ar putea să vă treziți, nu poate nu doar azi, ci toată săptămâna, cu treburi nerezolvate de alții și aruncate pe umerii voștri. Stricate de alții și pe care trebuie să le reparați voi. Date peste cap de alții care nu se pricep și voi vă băgați să rezolvați niște complicații de la nepricepuți. Ați avut niște oameni în preajma voastră cu impact negativ și-au băgat coada unde nu le fierbe oala și acum voi trebuie să rezolvați problema. Ori pentru că sunteți un fel de șef, coordonator, responsabil de ceea ce se întâmplă acolo și șeful de multe ori trebuie să răspundă pentru toată echipa, ori sunt propriile voastre acțiuni, dar în care și-au băgat alții coada unde nu le fierbe oala, cum s-ar zice, și au dat peste cap. V-au ținut din loc, v-au mâncat resursele, au stricat și acum descoperiți lucruri făcute de alții și acum vă bateți capul să le remediați. Sigur că o să le remediați, dar vă țin pe loc. De-aia nu dați randament, nu aveți spor astăzi din cauza acestor treburi care așteptau la rând stricate de alții. Scorpionul, pentru voi, Mercur intră într-un sector al principiilor de viață, al lecțiilor de viață, al informațiilor foarte importante, al cursurilor chiar, încât pentru voi s-ar putea să înceapă o perioadă de câteva zile bune de lecții la propriu sau la figurat, ori lecții de viață, ori lecții realmente. Vă duceți la o școală, poate intrați sub supravegherea, ocrotirea, coordonarea unei persoane mai experimentate, mai cunoscător într-un domeniu, poate și mai matur,
de la care aveți enorm de învățat. Dar omul ăsta nu vă vorbește din cărți, nu vă vorbește teorie, nu vă vorbește ce scrie în manualul X, ci vă vorbește din experiență. S-ar putea să vă povestească și greșelile lui și ce nu i-a ieșit pe parcursul muncii sale. Încât aveți enorm de învățat din poveștile de viață ale acestui om. Sigur că puteți fi și voi în situația asta, un fel de trecere în revistă a unor lecții de viață deja acumulate. Vă amintiți de ele. Ați trecut cândva printr-o situație, ați învățat din asta și acum într-o situație similară știți să accesați din memoria voastră, mai ales memoria afectivă, vă aduceți aminte prin ce ați trecut și nu mai greșiți acum sau știți ce aveți de făcut acum. Parcă vin niște informații foarte importante pentru voi, da, de acolo din memorie sau din memoria altuia. Un profesor, un părinte, o rudă care vă povestește prin ce a trecut într-o situație. Eu, în situația ta, am trecut prin asta, puncte, puncte, puncte. Și stați cu urechile pâlnii la ce are el de spus și vedeți cât de multe puteți învăța. Dar primiți de acolo un pont salvator, poate strâns legat de serviciu mulți, un pont salvator, un pont cum să ieșiți dintr-un mare blocaj, pentru că și acela care vă povestește acum a trecut prin asta cândva și vrea să vă împărtășească. Nu are pic de egoism, nu are pic de a ține doar pe turta lui, ci se duce între ghilimele la catedră și spune din greșelile sale. Eu, uite, asta am făcut, așa am reparat și asta am învățat din asta. Și vouă vă dă deja parcă o rețetă verificată încât să nu mai pierdeți timpul cu propriile voastre experimente sau greșeli. Săgetătorii, la voi își bagă coada cineva în treburile voastre cu o zgândărire a unui lucru din trecut. Un lucru pe care voi îl credeați rezolvat, uitat, șters. Era acolo undeva în amintirile voastre, dar nu v-ați mai gândit la asta de mult. Un eșec de odinioară, o relație de odinioară, o datorie de odinioară, era acolo. Poate nu o chestie nerezolvată, poate era rezolvată, dar nu v-ați mai gândit la situația aia de multă vreme. E, apare cineva care are grijă să umble taman în cutia aia cu amintiri la voi și vă scoate un pic din sărite această reamintire. Parcă ați mai, e sentimentul ăla de parcă am mai trăit odată chestia asta. Se reactivează o supărare, se reactivează un conflict, se reactivează o stare de tensiune când voi, de când ați rezolvat-o, ziceați voi că ați rezolvat-o. Parcă vă reîntâlniți cu un inamic cu care n-ați mai avut contacte multă vreme și pentru că n-ați mai avut contacte, nici nu v-ați mai gândit la conflictul cu pricina. Dar vine așa, din senin acest om și vă amintește. Poate chiar se reaprinde conflictul de odinioară, lupta de orgolii de odinioară și vă scoate din liniștea voastră. Cu siguranță o să găsiți soluții, dar pe moment asta e sentimentul de asta mai îmi trebuia. E trecutul care reînvie, e iritarea, n-aș spune chiar durerea, e iritarea de odinioară, e un mare semn de întrebare, ce-a mai apărut și ăsta, ce mai vrea și ăsta de la mine? Dar e suficient cât să vă strice trecător o stare de liniște, poate vă strică și concediu, cine știe dacă sunteți plecați, printr-o răscolire a unui sac cu amintiri în care n-ați mai umblat de multă vreme. Capricornul, voi trebuie să fiți un pic atenți la niște ispite, zic eu, niște tentații care trec prin calea voastră, dar care sunt foarte atractive, foarte interesante. Wow, ce plăcute sunt! Poate nu chiar acum
o să și își arate arama pe față acestei ispite. S-ar putea pe parcursul săptămânii, vedeți și horoscopul săptămânii în care vorbesc despre acest Mercur, ce se va întâlni la un moment dat cu Lilith și care vă influențează și pe voi, bineînțeles. E... Parcă vi se pregătește ceva, ăsta e sentimentul. Vă face curte așa un oarecare pericol. Poate de natură sentimentală pentru unii. O ispită sentimentală, o posibilă aventură, o riscul de a călca strâmb, riscul de a repeta o greșeală din trecut, riscul de a spune ce nu trebuie. Parcă sună un semnal de alarmă, ai grijă. Vezi că vine o furtună în calea ta, e un avertisment, primiți un semnal, așa, un ro alert, vezi că trece riscul pe strada ta, nu te băga singur în gura lupului, că există și riscul ăsta. Și tocmai de-aia, într-un astfel de moment, singura voastră soluție este să nu acționați, nu faceți nimic. Apare ispita azi, mâine, în peisaj, nu vă băgați. Spuneți nu la tot ceea ce s-ar putea să vă fure ochii. Că și ispita de multe ori vine în lumini foarte sclipitoare și foarte atractive. Ideal ar fi să aveți acel sentiment de indiferență, să ignorați, să vă prefaceți că nu vedeți, nu auziți ce vine către voi, precum Ulise. Ulise care a trecut pe lângă insula sirenelor și s-a legat de catarc să nu fie atras de chemarea sirenelor. Unii o să fie atrași până la urmă. E foarte atractiv, ispititor așa de la orizont. Repet, poate fi o aventură sentimentală, poate fi riscul de a face o greșeală, riscul de a vă băga într-o acțiune care se poate solda cu eșec, dar alții aveți suficientă experiență de viață ca să mai trecut prin asta. Și ceva acolo vă spune, ai grijă că ai mai trecut prin asta, te aduce aminte când tot așa era ispita la orizont și te-ai aruncat și ai dat cu nasul de un zid sau de un eșec sau de o belea. Aha, o să ziceți, da, atunci nu mă mai bag. Mi-aduc aminte, vai cât am avut de suferit, nu mă mai bag. Și unii veți refuza ispita, alții mai neexperimentați care... sunteți la primele momente de genul ăsta, vă aruncați cu capul înainte și puteți risca ceva. Riscați un job, riscați să pierdeți o poziție, să primiți o critică. Vine un preț. Ispita asta are un preț pe care doar cei cu experiență de viață și suficient de încercați în trecut vor ști să o evite. Pentru că nu e prima dată și se pare că au învățat ce trebuia să învețe în trecut. Voi vărsătorii s-ar putea să aveți sentimentul ăla de noroc în ultima clipă. Poate mai ales în plan sentimental. Și dacă e ultima clipă și dacă e vorba de noroc, unii pot să-l aibă, alții nu. E ca și cum treceți pe o stradă prin care, da, trece norocul pe acolo, și sunteți suficient de pe fază să prindeți în mâine această șansă. Posibil cu conotații sentimentale. Ultima strigare, între ghilimele, pentru a cuceri pe cineva. Ultima șansă să-i spuneți ceva. Ultima șansă să vi se spună ceva. E o ultimă ocazie. Sau o rară ocazie, poate nu e ultima. E o ocazie rară care cine știe dacă o să o mai aveți prea curând. E jocul întâmplării acolo. Și întâmplarea se întâmplă sau nu se întâmplă, vorba românului. Ați putea să ratați șansa. Dacă stați și vă gândiți și încăutați nod în papură și încercați să vedeți ce se ascunde în spatele șansei, unii o ratează. În timp ce alții se lasă așa duși de impuls și o pot obține beneficiul din acea șansă. Ca și cum iubiți pe cineva. De-aia am zis că e o întâmplare, un jocul întâmplării acolo. Iubiți pe cineva, dar ați tăcut luni de zile și nu i-a spus. Ați iubit în taină acolo, în secret.
Și persoana respectivă e pe cale să plece. E un exemplu, dar puteți traduce pe povestea voastră. Persoana respectivă urmează să plece din orașul ăla și la revedere, s-ar putea să nu o mai vedeți niciodată. Și stăteați așa cu declarația de dragoste pe buze și zicea, dom'le, dacă nu o zic acum, la revedere, e ultima șansă. Da, e ultima șansă. Și unii veți fi pe fază să deschideți gura și să spuneți ceea ce trebuie. Aveți, sunteți îndemnat să vă deschideți sufletul în fața acestei persoane, alții nu. Și s-a dus iubirea noastră. Deci fiți, vedeți dacă merită lucrul. Bun, și când zic iubire, poate fi și altceva care vă place, gen, vă place o rochie. Ați văzut-o acum 3 săptămâni la mall și v-a rămas gândul acolo și acum aveți un bănuț. Mă duc să-mi iau rochița aia că m-ar face fericită, spuneți voi. Și vă duceți unii, vă duceți unele, vă duceți și o găsiți și ziceți, wow, ce noroc am găsit-o și s-ar putea să fie ultima, pe când alții ați ratat ocazia când ați făcut-o atunci. Cam asta este sentimentul, că vi se oferă ceva frumos pe placul vostru, repet, iubire sau orice alt aspect care v-ar face sufletul să zâmbească. Unii stați prea mult pe gânduri și o ratați, alții prind ultimul tren, ultima șansă și prindeți norocul în mâini la momentul oportun. Am ajuns și la pești care au un sentiment de greutatea timpului, parcă auziți un ticăit așa în ureche. E ticăitul ăla al bombei. Urmează să se întâmple ceva. Și de-aia vă simțiți presat, strâns cu ușa, vezi că urmează să se întâmple ceva la data de, la unii azi, la unii în perioada imediat următoare, dar e sentimentul ăla că vă uitați mereu la ceas. Wow, trece timpul. Nu mi-ajunge timpul. Poate unii sunteți extrem de grăbiți, pe cât alții sunteți foarte ținuți pe loc. E o discrepanță de timp. Acolo unde ar trebui să vă grăbiți, parcă merg lucrurile îngrozitor de lent, acolo unde ați avea nevoie de timp să o mai lungiți, trece timpul fără să clipiți. Voi va trebui să apăsați un pic pe un buton care să regleze un pic trecerea acestui timp. Unde e nevoie de timp să mai trageți de el, unde trece prea repede să-l mai liniștiți sau să grăbiți. Exact invers decât trebuie. Și unde asta veți face acum, un fel de pact cu timpul. Metaforic, ce zic. Parcă găsiți o soluție de a găsi ritmul ăla care vă trebuie vouă, mai repede sau mai lent. Cine are nevoie de amânare, obține amânare. Cine are nevoie de o grăbire a lucrurilor, obține grăbire a lucrurilor sau viteză sau să se întâmple azi, nu peste 7 zile. Și tocmai pentru că reușiți această magie pe care o faceți cu timpul, parcă vă liniștiți. A, mai am 3 zile la dispoziție, răsuflu ușurat. A, se rezolvă repede lucrurile așa cum îmi doresc, din nou sunteți ușurat. E calmarea spiritelor în viața voastră datorită acestei schimbări de ritm a trecerii timpului. Vi se dă o doză în plus sau se grăbesc lucrurile, evenimentele, mai repede decât v-ați dori, dar așa cum aveți voi nevoie în acest moment. Asta este ziua de 4 iulie. Să ne vedem cu bine și la horoscopul de mâine. Nu uitați de toate celelalte care vă așteaptă pe site. Vă aștept și pe TikTok, cei care sunteți amatorii genului. Și să aveți o zi și o săptămână și o lună minunate.